Hello, what's up, ladies and gentlemen, Japi pentru voi din nou aici pe live. Aseară am avut pauză, am ieșit și m-am simțit foarte bine cu prietenii și a fost senzațional, deși vremea ne-a trimis acasă. Acum, nu pot să zic decât că am fost cam non-stop cu gândul la drăcia asta de Mortal Shell. Ieri, da, pe timp de zi am farmat blan în jocul ăsta, din păcate am pierdut mai totul atunci când am murit și ne-am pierdut spiritul. Păi, chestia este că astăzi vreau să continui să fac treaba asta ca soldatul nostru, cavalerul nostru să fie din ce în ce mai puternic și mai tare totodată. Așa că, let's go into the game, huh? How about that? Let's go inside the game. Oh, perfect, ok. Bă, nu era vremea afară acum, dar cred că mai târziu o să ploaie iarăși. Deci, chill, just let's play the game, ok? Trebuie să-mi iau o căștie de PlayStation, să nu uităm. Așa că suntem pe un, nu știu, eu sunt așa pe cileală astăzi. Și o să vreau să mă bat cu ăștia pe aici foarte, foarte lejer, aș putea să zic. Bam, 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 bam. Zbam. Să ne punem și cările. Să rezolvăm și chat-ul. Everything's just fine. E sâmbătă, sper că vă simțiți bine și voi, vă relaxați și voi cu prietenii sau cu cei apropiați, dar până atunci noi ne întoarcem la Mortal Shell-ul ăsta, care ieri după ce am farmat vreo 10.000 tar și am și murit și am și pierdut tot, mi-am dat seama că de fapt avem un lift aici care nu face decât să ne aducă în același loc. It's ok. Avem unul damage pe sabie, chestii din astea easy, știi? Eugen Cojocaru, te salut, man, acolo pe Twitch. Deci va trebui să o luăm. Da. Va trebui să o luăm oarecum de la început, dar e ok. Uai, ce bucată mi-a dat asta. Dun. Mamă, frate, ce tare sună când lovește ăsta. C-
Ce zice Eugen acolo? Ce mai faci, man? Ce ai mai făcut în ultima perioadă? Avem 2 damage pe sabie. Păcat că ne-a luat ăsta, ne-a dat niște bucăți așa, la care nu mă așteptam. Ideea este că pentru fiecare inamic eliminat primim un damage pe armă. Dar deocamdată am nevoie de tar. Salut, salut, Ionuț acolo pe YouTube, man. Bine ați venit la un Mortal Shell aici pe consola PlayStation 5. Încercăm să farmăm blana astăzi. Adică chiar vreau să fac upgrade pe caracter. Wow, aproape să mă prindă ăsta. No, bine. Ne zice acolo Eugen Cojocaru, liber în weekend, în sfârșit, curățenie, bun, treburi casnice, îmi găsești ceva să-mi țină mintea ocupată. Foarte bine, Eugen. Acum ți-o țin eu, ok? Așa că bagă mare și urmărește-mă puțin în journey-ul ăsta, Eugene, că pur și simplu jocul ăsta m-a rupt. Deci m-a îndoit. Mă vede ăsta oare? Hai. Nu-i prea pont să nu vină celălalt pe mine. Bă, m-o prins, mă. Bun, nice. Foarte bine, Eugene. Acum trebuie să apelăm la tot felul de strategii ca să nu murim. Deci de fiecare dată când prima viață ni s-a dus și din a doua mai avem puțin, mergem și vizităm statueta. Păi de ce nu am 2 vieți? Uite, chiar despre asta vorbeam acum. Și dacă ne uităm în stânga jos, nu am o viață. Deci... Stai așa un pic. O secundă, guys. Yes. Da, și acum ne luăm o viață în plus, da? O să avem o viață. Și s-au respawnat monștrii ăștia, doar că pe ei facem foarte mult tar. Și mie îmi convine. Wow, man. Să știți că jocul ăsta e destul de greu. Bun, perfect. 5 damage. Ieri am avut 84 sau 89 damage pe sabia asta, frate. Și când o duceam mai bine, atunci am murit. Deci mare atenție, mare atenție. N-am fost atent.
Deci pe ăștia îi omoram din 4 lovituri. Acum am nevoie de 8. Serios, Victor, hai Duduca online. Haideți să... O să merg în sus pe aici. Dacă rămânem fără viață, ne întoarcem înapoi la statuetă și tot așa, guys. Asta e o zonă de farm, o zonă în care am primit glimpsii, am primit tot felul de resurse ca lumea. Partea nasoală... Partea... Da, cam asta e partea nasoală, că au venit amândoi pe mine. Hai să vedem dacă ne descurcăm. Ia să vedem. Mamă. Cu toate astea tot m-a bătut. Hai să vedem. Ah, shit. Da, mi s-a dus o viață. Și m-a prins și am murit. Acum ce se întâmplă? Foarte bine că o să vedeți exact care-i treaba cu jocul ăsta. Deci m-a omorât ăla, da? Mă întorc înapoi la statueta asta, mi-a un spirit și recuperez tot. Dar dacă mor încă o dată, s-a dus naibii tot. Și exact asta am pățit ieri. Stați să vedeți. Exact. Și m-a dat aici lângă. Și acum, uite, mă duc la punctul ăla roșu. Și mi-au spiritul înapoi, vezi? Că dacă ne uităm în dreapta jos, îmi arată că am 0 tar. Uite, acum recuperez tot. Ah, uite, 1600 tar. Și ăștia amândoi vin pe mine. Dar partea nasoală, cum eu am murit, acum au fost, că tot damage-ul care l-am acumulat, ăla de avea în plus 5 sau 6 damage, acum e 0. Da, și asta e destul de nașpa. Nu, 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 nu! Mă, parcă mi-am ieșit din mână, mă. Bun, job done, da, și am primit 1 damage și am mai încasat 170 tar. Nu știu exact cât tar îmi trebuie mie ca să... Ca să fac un upgrade pe soldatul ăsta, stați așa un pic. 2500, 4000, 2500 și 3000, da? Următorul upgrade care vreau să-l fac. Massive damage sometimes exploding your enemies in a bloody mist. Ăsta ar fi foarte tare să-l facem. Și regain less chance upon defeating enough foes. Less chance harden. Deci ori ăsta, recollection of death, da? Ori ăsta, upon reclaiming Edwin, your next attack will deal massive damage, sometimes exploding your enemies into a bloody mist. Upon reclaiming. Poate că aș face pe ăsta. Avem nevoie de 3000. Sună interesant. Mi-ar fi plăcut acum să pot să mă întorc înapoi în pădurea aia, să încep cu soldații aia micuți, să omor pe aia rapid, rapid de tot. Știi? Chestii de genul. Uite, ăsta vine pe mine. Și ăla. Aoleu.
Ai, 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 că-s doi ăștia pe mine acum. Nu, 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 nu! This is not okay. Holy shit, man. E o zonă în care poți să farmezi foarte greu. Mă mai duc la asta o dată și ultima dată când mă mai duc la ea. Aș fi vrut să am am 2000 acum și mie îmi trebuie pentru ăsta 3000. Ok. 3000 și ăsta mi-a lăsat jos un glimpse. Ok, perfect. Cum nu prea am damage adițional pe sabie, acum foarte greu pot să fac față la treaba asta de aici. Dar măcar pot să farmez foarte, foarte bine cu specialele. Adică dacă le dau speciale, deja avem 2200 tar. Și pentru mine e super ok. Aia, și cu speciala îi dau damage greu. Dar e bine, că dacă suntem precauți, rezolvăm multe. Hai să vedem, să încerc totul să mă bat cu ăștia de aici. Nu vine pe mine. Trebuie să fiu un pic mai agresiv cu ăștia. Salutare! Salutare, Joseph, acolo. It is what it is, man, da. Hai că-i dăm niște hit-uri lui ăsta când e cu spatele la noi, nu? Ce ziceți de-a? Vai cât damage am încasat de la asta. Avem 2600 și 7 damage. Ia să vedem aici pe jos ce mai... din păcate așa se joacă jocul ăsta, guys. Effigy of Solomon. Mă, eu văd ceva în depărtare acolo, o flacără. Dar o văd numai pe dreapta. Ok. Salut, Alexandru acolo, salut, Macovei, Marian, bine ați venit, băieți, încerc să o iau acum de jos, iarăși. De asta știu că o să vi se pară puțin plictisitoare prima parte a live-ului, dar așa trebuie jucat. Uite că avem de un upgrade aici. Extra damage against enemies who are alone. Because you are not alone. Salutare, Alex, acolo pe chat, man. Deci avem 2600 hardening in the air. Nu, nu, nu-mi dă aia.
Asta de 3 mine trebuie. Da? Pentru că... Reclaiming. Adrian, your next attack will deal massive damage. Sometimes expose your enemy to bloodthirsty. Reclaiming. Adică ce înseamnă reclaiming? Adică l-am deja, nu? Ei bine, dacă nu, oricum avem pentru toate upgrade. Deci nu-i problemă. Rapid, diseară pot să mă bag și eu cu voi la un meci de Warzone, că am Discord pe laptop. Astăzi nu mă joc Warzone, Alexandru. Mâine jucăm Warzone. Hello, Musef, acolo pe YouTube. Mâine jucăm Warzone. În fiecare duminică o să jucăm Warzone, guys. Hai să mai mergem un pic pe grăsanul ăsta de aici. Ne mai trebuie încă un pic tar. Și după ce l-avem, facem upgrade-ul și sper să fie un pic mai bine. Ai, că nu-i bine deloc ce fac aici. Salutare, Alfred. Bine, uite, mă joc aici niște... Jocul ăsta destul de greu. Nu! Pot să cred. Am pierdut extra damage-ul. Fantastic. Holy shit, man. Seamănă cu Sekiro prea mult. Asta e problema. Că Sekiro ăla nu l-am terminat. Bun. Ok. Bun. 2952. Hai să mai luăm un soldat din ăsta. Da, fac stream pe toate platformele acum, Albert. Da, de ce veniți amândoi? Adică, what the fuck? Sper să nu mor. Am zis să nu mor. Ok. Mă, dar ce tare e ăsta, mă. Ei, pua. Bun, trebuie să jucăm un pic mai agresiv. Avem 3100, hai să facem upgrade-ul ăla. Și cu Dark Souls, și cu Demon Souls, și cu toate alea seamănă jocul ăsta. Bun, hai să facem upgrade-ul ăsta, nu? Adică, nu? Your next attack will deal massive damage. Up and reclaiming. Reclaiming atunci când îți iei caracterul are. Extra damage. Regain less chance on defeating enough foes. Bun, dacă fac ăsta 15, tot îmi rămân. Hai să facem ăsta, mă, cu aia care singuri le dau extra damage. Ah. Mă, nu e un
nu e un joc ușor absolut deloc ăsta. Deci absolut. Bine. So, your judgment, okay, where bowed lips moving at așa, my blade fell upon the first neck, but bone and sinew held fast by the second blow by running. Okay, hai să sperăm că e ok. Acum ne-ar trebui un pic mai mult damage. Pentru treaba asta trebuie să mergem în partea dreaptă. Da, iarăși trebuie să-l batem pe ăsta. Asta e. Răbdare, guys, că ieri am pierdut multe din cauza la... Aici damage frumos, mă, aveam ieri, mă, 84 damage. Opa. Avem iarăși ceva aici pe jos. Oh, glimpse, iarăși am prins două bucăți, perfect. Deci ăsta e singur acum și ci că îi dăm extra damage pentru că el e singur. What the fuck, man, nu mers cercul, mă. Nu mers să dau cercul. What? Oh, incredible fucking debil, man. Deci nu-mi vine să cred că am căzut în groapa aia. Deci nu-mi vine să cred. Exact așa, am murit și ieri de două ori și am pierdut tot. Exact așa. Anyway, n-am pierdut mare lucru acum. O să mă duc să-mi iau spiritul înapoi. Și ieri... ieri am și murit de două ori, știi cum zic? Adică... Nu! Ai de capul meu. Mi s-a buguit sabia acum. Mă, nu știu, parcă nu sunt în formă. Na, ceva nu fac bine, mă. Oricum deja nu mai am viață, iarăși trebuie să mă duc la statueta asta. Însoare cum, așa mă simt ca și cum însoare cum blocat aici. Adică unde să mă duc? 3000 glimpse, bun, aici 2500 și 4000, mai avem 25 de din aia, trebuie să fim foarte atenți la ce facem upgrade. O să iau direct dreapta aici. Sper să vină numai unul din soldații ăștia doi. Așa, perfect. Încerc să-i bat pe rând, după aia mă duc mai sus la tipele alea care au spada în mână și arbaletele și de acolo pot să strâng foarte mult foarte mult damage pe armă. Culmea că mai vine și ăsta acum.
Trebuie să am răbdare puțin. Salutare, ninja! Salutare, man! Am reînceput farm, da, că n-am de ales. Sunt oarecum blocat aici. Și dacă nu merg înainte, n-am de ales. Bun, hai că am scos pe aia 2, mai am pe ăsta. Nu! Ok, nice. Sincer să fiu, nu mă simt foarte, foarte în formă. Da, e ok. Just fine. Mamă, vin amândouă alea? Oricum, pe astea le omor destul de rapid. Însă nu cu 4 damage. Uai, cât damage am încasat aici, mă. Nu! What? Oh, shit, man! Mă, dar parcă chiar nu joc nimic, mă. Vai, cât damage am încasat. Așa e că nu sunt formă. Ieri eram... Uite, acum dacă pierd viața asta... Ai de capul meu. Mă, dacă mă duc la liftul ăla, nu mă duc înapoi sus, oare? Ia să vedem. Da, am ceva peri, dar la ăștia nu merge, frate, periul. Nu merge absolut deloc periul la ăștia, că-s monștri mari. Ieri erai pe mama lor, da, știi care e chestia? Că ieri am început de la monștri mici și am ajuns la monștri mari, acum am numai monștri mari. Adică dacă liftul ăsta m-ar duce sus acum înapoi, să mă duc de sus în jos către ei, cred că aș reuși mai multe. Dar rămâne de văzut. Oh, ok, acum o luăm invers. O luăm invers. Da. Da, nu știu, cea mai nașpa parte din toată chestia asta e că am pierdut damage-ul ăla masiv care l-am avut ieri. Ăla a fost una dintre principalele motive pentru care am murit. E bine că am aici un teleport. Ok? Teleportul ăsta... E cam o strategie în cap, dar rămâne de văzut. Bun, deci fantomele le omor destul de rapid. Hai să vedem un pic. Da, exact, 96. Nu glimpses trebuie să fac, trebuie să fac mult, tar și 10.000 de bani, frate. Exact asta am pierdut ieri.
Nu! Hai, mă, ce-i cu mine, mă? Bă, ce-i cu mine, mă? Ce-s fazele astea, frate? Că mor așa. Uai, ce dezamăgit de mine, frate. Nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred că-s așa. Deci cum să... Vai de capul meu, să mă ferești, să mă... Nu se poate așa ceva, frate. Ceva nu fac bine, trebuie să o regândim, băieți. Trebuie să o regândim, ceva nu fac bine. Nu am damage pentru zona asta. Nu-i bine, nu-i bine. Deci nu-i bine ce se întâmplă. Trebuie să mergem cu telepoartele înapoi cumva. Deci trebuie să mergem înapoi în pădure, să o iau de la zero, să-i bat pe aia mici și să mă întorc la ăștia. What? Ah, bun, pot să chem liftul. Nu, deci nu-i bine ce facem. Există o soluție, soluția e să mă duc înapoi la aia mici. Deci eu nu am damage pentru ăștia mari. Nici vorbă. O să stau să mă chinui aici foarte mult. Și cred că o să iau teleportul, îmi iau spiritul, acum iau teleportul și încerc să mă duc înapoi. Cumva. Stai așa să-mi iau spiritul mai întâi. Deci am damage-ul prea mic pentru ăștia de aici. Prea mic, prea mic ca să pot face ceva. Păi ăștia ar trebui să am undeva la 100 damage în plus pe sabie și pur și simplu să-i omor din 3 hituri. Nu să stau să mă chinui cu ei, să mă feresc, să mă, știi? Anyway, mă duc mai departe. O să încerc asta cu teleportul, să vedem unde mă duce. Că tot ce fac în momentul de față este să pierd timp într-o zonă care e prea puternică pentru mine. Da, nu contează loot-ul acum, pe mine mă interesează. Nu știu exact unde e aici, dar... Uite, un alt teleport dincolo, cu el mă duc. Chestia e că am deblocat mai multe telepoarte din astea. Și... Hai tu. Și atunci pot să ajung... Da, exact. Deci pot să ajung aici foarte ușor. Deci nu-mi vine să cred că... Nu-mi vine să cred că m-a lovit tipa asta în timp ce am dat eu atacul. Deci, astea au puterea de a mă ataca în momentul în care eu le atac. Interesant. A, uite-o pe aia. Bun, perfect. O să iau și pe asta în roșu de aici. Da, știu, văd că e ceva ciudat aici. Mai aici n-am mai fost, mă. Aici n-am mai fost. Gen, să mă duc pe drumul ăla în față acolo, hă? Merită încercat. Hai să vedem un pic unde ne duce teleportul ăsta la alt. Nu, ideea este că dacă forțăm nota prea mult, nu o să meargă treaba. Asta garantat, garantat. Glimpse of Wisdom. Unde ne duce asta? Ok. Nici aici n-a mai fost. Mă, nu prea îmi vine să cred unde suntem acum, dar
Trebuie să fiu mega atent, că pot să cad de aici să mor imediat și mă dă înapoi la statuetă, ceea ce e aiurea. Da, haideți să vedem un pic care e treaba. Jucăm jocul așa cum e el. Numai după părerea mea nu-i bine ce fac. Aici, de exemplu, am doi soldați care sunt destul de puternici, plus unul din ăla mare și nu am damage pentru ei. Vă zic sincer. Deci nu am damage să mă pot bate cu amândoi. Dacă aveam damage-ul de ieri, stăteam altfel. Ideea e că nu am cum să mă întorc înapoi în pădurea aia. Pur și simplu nu am cum. Deci eu sunt blocat aici oarecum. Anyway. Da, nu prea am cum să mă bat cu ei. Și mi-e teamă să nu pic de aici. Deci asta e principala problemă. Hai mă, treci. Hai, treci de acolo. Vezi? Deja era să pic așa, nu știu cum să vă zic. Nu! Vai ce greu e. Vai ce greu e. Și am niște emoții, frate. Salutare, ștefaniștii. Upgrade la sabie nu pot să fac decât la un workbench. Workbench care nu-l avem deocamdată. Asta e principala problemă. Și oricum n-aș avea tar la limită, frate. Vei ieși de cu ăsta. Trebuie să... Serios, cât ataci, frate? Sunt emoționat. Sincer să fiu, dar... Yo, că trage aia cu arbaleta acum. Nu-i bine, nu-i bine, am plecat. Trebuie să plec să se întoarcă la locul lor toți. Saltare Vlad, boss, era să mor, da. Pentru mine e un joc greu, stilul ăsta de joc e greu, câteodată. Trebuie să am mare grijă pentru că ați văzut unde e tipa aia cu arbaleta. Trebuie să-l aștept pe monstrul ăsta să vină către mine, să-l bat pe ăsta, să-l bat pe aia, să fie singuri monștri ca să-i dau extra damage. Da, uite, el m-a văzut acum, vine și o să ne batem în zona asta, fără să intervină tipele alea două de acolo. Bun, perfect. 53 damage le dăm. Hai că nu-i chiar așa rău. Și dacă mai sângem un 20, deja e mai mult. Bun, o să încerc să mă duc pe lângă perete. Băieți, sincer vă zic că pentru mine e un challenge acum ce se întâmplă aici. Da, e ok. Bun, perfect. Acum trebuie să o luăm pe asta la altă de aici. Care asta e un pic mai... E un pic mai bici asta, da. E bine, bun, perfect. 172 îți dă unul din ăsta mare. Da. Funcționează, dar nu la monștri ăștia, Joseph. Nu merge la ăștia. Că până trebuie să fac timingul perfect ca să dau. Și am șanse să iau damage mai mult. În loc să apăr mai mult, știi cum zic? Ok, mare atenție. Mă, ăsta îi... ce e ăsta? Ce e ăsta? Speak! It's you. Go ahead then. Finish
job. Do me the same favor you did my brothers. Help a cowardly man find peace. Will you? Yes? Nu știu dacă e bine ce am făcut. Ah, ok. Nu știu ce am făcut, dar e ok. Mi-a dat niște glimpse, ceea ce e bine. Trebuie să am grijă pe aici. Deci jur că habar n-am unde îs. Ah! Deci am ocolit pe aici ca să ajung unde mă aducea liftul ăla direct. Adică teleporterul ăla de aici. Fiți atenți aici. O să luăm pe băiatul ăsta de aici. Să sperăm că el mă vede primul. Stați așa un pic. Hai mă. Bun. Îl atrag la mine. Ca să fie singur să-i dau extra damage. Și cam atât, nu? Na. Na, 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 na. Mă, numai să nu cad pe aici pe undeva. Mamă, cât damage mi-a dat ăsta. Na, de ce nu merg să dau pere aici? Hă? Ca să-mi dea ceva viață înapoi. Măcar o parte. Ia să vedem dacă avem. Mâine jucăm Warzone, Vlad. Oh, uite că avem niște din astea, un ciupercuțe. Perfect. Trebuie să iau foarte calm aici. Deci ăsta e. Ce zici, Ștefan, niște acolo, te salut, man. Deci e o zonă extrem de grea asta. And that's all, cred, nu? Dacă mai reușesc să dau niște damage pe ăsta cu coasa, atunci o să mai reușesc să dau un... Opa. O să mai reușesc să dau un parry ceva și atunci mai recuperez din viață, sper. Bă, dar nu merge să mă feresc cum vreau eu, mă. Deci pur și simplu nu merge să mă feresc cum vreau eu cu cercul ăsta. Da, anyway. Scripture of Euphoria. Ok. A fost bună berea seară, mai ales că m-a prins furtuna. Cum să-l atrag eu pe ăla mare să fie singur? Oare mă vede aici fără să vină gagicile alea? Mă vede? Da, m-a văzut. Bun, perfect. Important e să vină numai el, asta e. Oh, nu mai dau niște glimpse. Știți care e partea interesantă la jocul ăsta? Că dacă e glimpse din alea de pe jos și mori, alea nu se pierd. Deci ok. Avem 12 damage până acum. Poate reușim să strângem un 30 sau ceva de genul. Mă dau înapoi un pic. Asta e foarte... Niciun peri n-am reușit să-i dau lui asta. De când? La niciuna nu i-am dat peri.
Interesant. Interesant că eu dau în ea și am dă înapoi atacul imediat. Trebuie să reținem treaba asta, că se poate. Bun, perfect. Aici erau doi ăștia, nu? Pe partea alta erau doi. Să n-am surpriza că vine vreo unul. Nu mai e nimeni, nu? Uitați-vă și voi ce atacuri are ăsta. Și totuși a apucat să-mi dea un hit. Ok, man. Ce aiurea. Mai avem ceva de viață pe aici. Nu mai avem nimic, nu? În fine, asta e. O să fie aiurea dacă murim acum. Mai am un sfert de viață. Din hituri care... Nu știu ce să zic. Și la noi a plouat ca lumea, la noi la muncă am văzut din Rigips. Oi. Vor rup tavanul. Deci avem tipele astea, doi avem pe aia. După aia mai sus avem pe alții, care-s vreo trei. Mă băieți, mă. Personal, mi se pare că noi nu avem ce căuta aici. Deci noi nu avem ce căuta. Deci uitați-vă că și acolo în față sunt 1, 2, 3. 3 soldați. Noi nu avem ce căuta aici. Cu ce avem pe noi? Adică... E... Pe alea nu avem cum să le tragem separat. Pe asta de aici nu avem cum să o eliminăm fără să-i alarmăm pe ceilalți. Uite, deja au și venit aia. Asta se și pregătește să tragă în mine. Nu mă, deci ceva nu se întâmplă bine, mă, ceva nu se leagă, mă, băiețu. Unde nu se leagă lucrurile? Hm? Să-mi ziceți voi mie. Unde nu se leagă lucrurile aici? Undeva nu bate bine. Sincer vă zic. Undeva nu bate bine. Aici. Că pur și simplu avem prea mulți. Deci pentru damage-ul pe care eu îl am, sunt prea mulți. Jocul se numește Mortal Shell. Ideea este că noi am avansat într-un nivel atât de mult și am murit, încât nu avem cum să ne întoarcem. Adică eu, ca să ajung acum înapoi în pădure, ca să dau bine pe soldații amici, eu trebuie să mă duc pe capitolele celelalte. În direcția cealaltă, dar noi nu avem ce căuta aici. Vă zic sincer și... Îs mai mult decât pregătit să mă întorc, adică... Nu știu. Bun, hai să facem și asta. Upgrade. Deci chiar dacă fac upgrade-ul, nu simt că soldatul e atât de puternic încât... Deci vine ăla cu două săbi în mână, îmi dă trei atacuri, mă face varză, știi? Nicio problemă, Vlad, bine ai venit aici pe live, rămâi cu noi, ștefaniștii, mersi frumos pentru 15 stele. Numai acum am... Mamă, ce delay am. Nu știu, parcă... Nu știu, nu sunteți de părere că ar trebui să facem un speedrun înapoi? Gen? Adică să mergem înapoi de unde am venit, folosim teleportul și avansăm iarăși până aici încet încet și ajungem cu un damage, după care dacă ajungem în punctul ăsta, salvăm iarăși la tipa asta cu damage-ul și itemele care o să le avem pe noi, o să putem să facem față mai încolo pe nivelul ăsta. Adică asta e logica mea în momentul de față.
Hai să vedem dacă ne iasă un speedrun înapoi. Speedrun înseamnă că nu ne oprim. Deci nu mă opresc la nimeni. Da, se înfurie lumea pe mine. Deci nu, eu nu cred că suntem pregătiți pentru așa ceva. Deci ieri am reușit să deschidem poarta asta de aici. Deci asta nu e o problemă. Imediat cum facem dreapta aici, o să avem un teleport. Da. Da, folosim teleportul ăsta ca să mergem înapoi. Exact, de aici mergem înăuntru. Luăm iarăși pădurea la rost. Facem niște damage mai periculos. Ha? Înțelegeți cum zic? Hai să încercăm să ne batem cu ăsta. Da, nu, asta e soluția, singura soluție, pentru că noi ne jucăm acum de o oră și n-am făcut decât să bat pasul pe loc acolo și nu e o soluție pentru noi. Să sperăm totuși că statueta mai este aici. Că o să vreau să plec de aici, easy. Ia să vedem, e aici statueta, da, e aici. Deci, unde-i statueta, începe un nou capitol, iar noi trebuie să salvăm, știți? Deci, cam asta se întâmplă de cele mai multe ori. Ce o să fac eu acum? O să-i dau Awaken Sister, deci... Da, o să dau aici, exact, ca să salvez poziția asta și în condițiile în care pățești ceva dincolo, mă duce direct aici, nu? Eu așa am gândit-o. Că... Deci în zona asta, numai dacă vii pregătit, adică dacă vii pregătit trebuie să bați tot în calea ta și trebuie să distrugi tot în calea ta și așa mai departe. Dacă noi mergem și farmăm pe monștri aia mici și venim după aici înapoi, s-ar putea să fie ok. E o strategie, e un joc greu ăsta, mă, nu știu. Scrie acolo că în 10 ore l-o termina cineva, nu știu cum l-o termina, dar... I'm ok. Vezi, și aici mă duc la aia mici. Și la aia mici le dau o bucată, eu mor, dar mi se pune unul damage acolo. În dreapta jos. După aia vine aici la statuetă, îmi dau iarăși viață full. Mă duc, mai bat niște monștri mari, mă întorc iarăși, îmi dau viață full, tot așa. Altă soluție nu văd. Deci... Poate că e cam haotic cum joc eu în momentul de față. Dar unde sunt soldații de aici? Nu mai avem soldați, mă, că i-am omorât, mă. Pe majoritatea de aici i-am omorât și teoretic ar trebui să mergem noi la statueta din turn și să începem de la zero și să dăm iarăși peste soldați. Mamă, e tehnit în zona aproape 3 ore jumate, exact. Aha, deci în pădurea asta nu mai găsesc nimica decât dacă mă duc la Sister acolo și dau Awake din nou la castel. După aia îmi croiesc iarăși drumul încoace, în speranța că o să omor toți soldații și pe fiecare soldat omorât, o să primesc unul damage. I don't know, man. I don't know, dar în momentul de față mi se pare că... Ia să vedem... Da? Deci noi avem 16 damage acum. Bun, acum avem 17. Deci asta trebuie să facem. Mergem, resetăm pădurea. Ok, guys? Eu așa cred că trebuie să facem. Resetăm pădurea, batem toată pădurea. Exact. Batem toată pădurea de soldăței. Ne facem damage un plus, avem cât se poate. Ia, 1. Nu! Ai, 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 ai. Nu,
mă, tot mi-au prins mână. Dar nici pe ăștia nu dau damage, mă. Ceva nu-i bine, mă. Nu mi se pare că dau un damage fantastic. Sau, de fapt, dau, cred că dau. Cred că merită, nu? Adică îi bat mult mai repede pe ăștia și primesc, uite, damage. Dacă omor 50 de din ăștia pe aici, opa, o să am un damage. Nu contează dacă iau damage aici. Că oricum mă duc la statuetă. Știți cum zic? Ia să vedem. Deci acum nu contează cât damage iau, dar deja avem 23. A? Eu zic că asta e strategia. Da, și acum mai am un parry, deci dacă mi-a să parry-ul... Aha. Corect. No. Am vrut să dau un cum parry, ia să vedem. Hai. S-ar putea, Răzvan Ferraru, mă bucur să te văd, man, aici pe chat. S-ar putea să încercăm Demon's Souls. Ce s-a întâmplat, mă? Păi de ce nu mi-a dat să-i dau hit-ul ăla, ia? Altceva. Nu știu, mie mi se pare puțin diferit acum. Adică e ca... Opa. Ca și cum strategia asta e bună, nu? Adică, eu așa zic. Hai să vedem, eu aș vrea să ajung în capătul lumii ălea. Să vedem ce mi-oferă mie lumea aia de acolo. Știi? Aia unde-s monștri aia mari. Cred că cu un damage bun și cu faptul că am statueta aia de acolo de jos aș putea să fac, știi? Da, dacă dau parry nu primesc damage, dar... Da, nu știu, mie mi se pare că face diferența la un moment dat. Trebuie să... Trebuie să facem cât mai mult damage pe sabie. Eu, cam asta... Cam asta e tot ce am înțeles deocamdată. Dar oricum e un joc senzațional ăsta. Adică mie... Ia să vedem, reușim pe aria aici. N-am reușit, mă, lol. Corect. This is I'm talking about. Ah, nu... Uite că i-am dat pe spate pe ăștia. Pe sabie, pe stamina și pe skill la bătrâna aia. Da. Acum vreau să fac upgrade la workbench. Hai să dăm, prindem un peri, băieți, ce ziceți, a? Hai, băieți, dă-i. Nu, am dat prea repede. Hai că e în regulă. Bun, ok. Acum mergem la bătrână și la workbench. Numai dacă îți pică ceva item, Ștefani, știi, numai așa poți să iei. Da, parcă e altceva cu două hit kills, da, nu știu. Cred că asta e strategia. Nu știu. Deci acum, vezi, e aici tipa asta. Noi acum ce facem? Resetăm toți monștrii din pădure. Și acum, în drumul ăla înapoi... O să dau peste toți soldații.
s-au resetat toți soldații în momentul de față, știi? Și mă gândesc să bat toți soldații până ajung în următoarea zonă, acolo iarăși dau pe statuetă, iarăși mă duc îi bat pe aia, iarăși dau pe statuetă și tot așa. Nu, nu. A? Mai am aici. Nu mai am. Adică... Nu. N-ar fi rău nici să găsim o armă mai bună, știi cum zic? Cred că 70 de soldați sau cam așa ceva. Ăsta ce ne mai zice aici? You're back, empty-handed. I'm afraid I have little to offer you without a gland to prepare. Gland, nu mai știu povestea lui ăsta, care-i quest-ul lui, dar... Așa că e că ne dădea ceva periculos, dar nu mai știu exact ce am de făcut. Bun, deci... Weapon enhancement, ok. Și uite, acum, washing a weapon with acid increases its strength. Uite, și acum... Acum avem acid pe sabie. Și ce ne mai trebuie? Require quenching acid. Acid. Fiți atenți, mai avem și ceva. Stați așa. Deci asta am observat că pe deloc. Da, Florine, l-am bătut pe monstru din peșteră ieri. Uite, am uitat să fac un highlight cu ăla, vezi? Da, trebuie să-i aduc ceva, dar nu mai știu exact povestea. Mi-a zis să mă duc în templu, nu știu care, dar nu. Hai să vedem dacă putem să cumpărăm ceva viață de la grasul ăsta. Yes, 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 yes. Uite, putem să cumpărăm cu 5.000 tar încă două chestii din aia de acid să le punem pe sabie, ceea ce e fantastic. Ok, avem șobolani. Out of stock, nu mai are broaște, frate. Trebuie să mă duc să mor broaște sau... Anyway, hai să cumpărăm niște... cumpăr de 1000. Bun, și să punem șobolanii. Am și o broască, ok. Ah, am șobolanii puși pe sloturi, ok. No, acum, teoretic, ar fi fain... Să nu mai luăm neapărat mult damage și să nu... Deci să nu murim după prima bară de viață. Deci dacă murim, pierdem și damage-ul, știi? O să încerc să fiu precaut. Bun. Ok. Bun, și de aici până acolo trebuie să omor toți monștrii ăștia mici. Deci nu iau pe scurtături sau ceva de genul. Mai o ciupercă din asta. Deals poison damage over. Bun. Mom, haideți să facem noi o chestie înainte de a pleca. Doar din curiozitate. Am ciupercile astea care îmi dau poison damage. Aș vrea să le folosesc să vedem care e faza cu ele. Bam. Ah, ok. Immunity to poison damage. Ah, deci am imunitate la poison damage. Ok. Altceva. Nu știu, eu simt că e altceva. Adică... Da. Hai, dă-i, boss. Da, cred că asta e asta ar fi soluția, guys.
Asta e soluția. Deci dacă n-ai damage pentru nivelele mai mari, atunci... Bun, perfect. Nu? Să încerc să omor broasca? Nu e o idee rea. Numai să dăm de ea pe aici pe undeva trebuie să fie. Da, chiar. De pe PlayStation 5 jucăm, Vlad. Da, putem încerca broasca. Deja avem plus 41 damage pe sabie, adică what the fuck. Nu trebuie decât să fiu atent. Mamă, deci în zona aia unde mergem noi acum, după asta, gândiți-vă că sunt șanse să cădem, frate, de la înălțime de acolo. What the fuck, poate mai dau și de un boss și îmi resetează la tot, nu? Anyway. Important e că nu mai e cât a fost, nu? Nu mai știu exact unde e broasca aia. Dar haideți să mergem pe aici. Mergem peste tot, nu contează. Farmăm blană până ajungem în zona aia. Yo, aici e zona aia de foc. Zona aia de foc e periculoasă rău. Ce vorbești, mă, la 106 damage? Ok, perfect. Da, ideea e foarte simplă. Trebuie să fii destul de puternic. What? Uite ăla de unde o tras cu săgeata, mă, ăla din spate. Fantastic. Ia să vedem, merge un peri. Mă, ratăm sau nu, băieți, ce ziceți? Hai de viața mea, mă, no. No, spune un pic cum a fost asta. Mă, nu mi-aduc aminte să fi fost. Da, scot sunete ăștia. Haide mai încoace, că la cu săgețile lui. Haide viața mea. Hai. Mă, e serios? Vreau să-ți dau și eu un peri. Teoretic am vrut să-i dau un peri să iau toată viața, dar nu fac probleme. Din punctul ăsta de vedere, adică nu aici, știi? Nu la soldații ăștia, că oricum ajung într-o altă zonă, mă duc în zona aia altă, unde am statueta și îmi fac viața din nou, sau dacă e până acolo, știi? Nu mai mi-aduc aminte zona asta. Ok, trebuie să fiu atent la asta. Bun. Ăsta o să vină pe mine periculos. Nu merge, mă, să-i dau peri la ăsta, mă. Da, la aia mici merge peri, dar... Uite, Superior Moonshine, ok.
Ia să vedem asta ce zice, mă. Shreya's within a tomb, the most vulnerable of the unborn. His protection is all he has left to offer. A loyal husk, he prays for her birth, refusing to rest no matter how tiresome his watch. Da. Nu prinde. Da, hai că mergem pe aici, nu știu. Nu știu ce se întâmplă, eu nu mi-aduc aminte să fi fost pe aici. Nu mă... A, uite-l pe ăsta mare. Mă, mai fost pe aici, băieți? Bine, mă. O să încerc să dau peri la asta mic. Trebuie să dea din mână. Bun, perfect. Măi, ok că am mai fost. Eu așa zic că am mai fost pe aici. Nu știu cu ce ocazie. O să-mi pun șoareci ăștia aici. Da, am mai fost, gata. Mi-aduc aminte de ăștia cu căciula. Da, gata, știu. Am mai fost, dar noi am venit din partea asta altă, uite, de aici am venit noi. Nu pe aici, ci prin stânga, pe acolo. Așa știu că era o capcană pe aici pe undeva, da. Și dacă ăsta vine pe mine acum, intră în capcană, despre asta e vorba. Da. Era să-mi dea boxul. Bun. 58 damage avem. Nu vine să cred că ne-am dat box deodată. Hai să încercăm un... Mă, că ăștia dau amândoi deodată. Măcar o parte din viață am recuperat-o. Nu o mare parte, dar... Deci noi din direcția aia am venit data trecută. Și nu știu exact unde ne-am oprit aici. Cred că eram eu extrem de slab. Cred că eram extrem de slab și nu făceam față la ăștia, că erau prea mulți aici. Așa mi-aduc aminte, nu? Mă, ce răi sunteți, mă? Uite ce loot frumos dau ăștia mici, mă. Ce iteme bune îți dau ăștia mici. Încă o ciupercă. Deci așa zic, frate, că trebuie venit în pădurea asta și de aici trebuie să pleci din nou către tărâmurile care le descoperi, dar neapărat să te oprești unde este o statuetă. Când te-ai oprit, ăla e un checkpoint. Bă, nici nu i-am văzut pe ăștia doi. Statueta este un checkpoint.
că până vine colegul tău, încheiem socotelile aici, a? Nu prea știu unde trebuie să merg. Cred că trebuie să intrăm acolo. Dar mai vreau să mă bat pe aici. Deci pentru noi nu era o soluție să stăm în nivelul celălalt avansat cu uriașii ăia. Deci nu, pur și simplu nu era. Ok, avem doi arcași aici. Bun. Am găsit niște tar. O să încerc să folosesc toate itemele de tar care generează tar. În magazine, nu? Cumpărăm acolo iteme. Deci, în jocul ăsta cred că e vorba doar despre cum te pregătești pentru următorul nivel. Tu ești singur aici, mă? Ok, nice. Bun, era un item pe aici pe undeva. Uite-l aici. Tar spor. Ok. Și cred că acum o să trebuiască să coborâm în tumbul ăla. Dar nu înainte de... Am mai verificat zona asta un pic. Nu, deci de aici nu mai avem unde să mergem. Ok, înseamnă că trebuie să intrăm în peștera acolo. Mă, oricum, avem 74 damage în plus pe sabie. Nu cred că e foarte, foarte rău. La asta aici ar trebui să fie o statuetă pe aici. I don't know. Deci trecem în alt nivel, iarăși. Ok. Și cred că aici o să dăm de o statuetă. Deci cred că am ajuns. Nu știu unde am ajuns. Da, aici e statuetă, un alt capitol. Deci băieți, ăsta este al doilea nivel care noi l-am descoperit pe lângă ălalalt. Vezi? Și acum... Acum o să ne dea aici. Dacă murim cumva, ne dă aici. Înțelegeți? Only the dead call this place home. All that remains are scavengers gnawing on bones. An intruder like yourself will not be welcome. Okay. So then, would you like another sip? Deci dacă luăm sip, ia știi ce mă întreabă cu sipul ăla? Mă întreabă dacă vreau să salvez checkpoint-ul aici. O să-i dau yes. Dacă mor, o să ies iarăși în pădure. Ies înapoi în pădure, mă duc la castel. Vreau să văd un pic ce monștri sunt pe aici. Și în cazul în care încasez prea mult damage aici, mă întorc la ea și mi-au viață iarăși. Important e să nu pierd aia 74 damage adițional. Deci dacă i-am pierdut aia, o să-mi vină a plânge. Înțelegi cum zic? Use anvil. Ah, ok. Anvil.
mai avem niște ciuperci. Și aici, dacă recităm, cred că ne duce la un boss de aici din zonă. Dar nu sunt sigur, nu prea știu exact ce se întâmplă pe aici, dar vreau să văd monștri. Ok. Măi, eu am mai întâlnit din ăștia. Am mai întâlnit din ăștia, ăștia-s vampiri ăia, nu? Trebuie să lucrez foarte mult cu piatra. Spectral token. What? What? Ok, am luat poison. Nici o problemă, mâncăm și noi o ciupercă. Ioi, nu! Nu trebuia să mânc ciupercă, ba da. Bun, deci atenție că aruncă cu cuțite, da? Vai ce m-a speriat ăsta, mă. Vai ce m-a speriat ăla, frate, ce e aici, mă? Avem 80 damage deja. Cred că... Mamă, ce m-am speriat ăla. Salutare, Vasi. Acolo pe Twitch. Da, deci noi trebuie să farmăm, guys, cât mai mult X damage, cât mai mult tar, cât mai mult pentru nivelul ăla cu ureașii de ieri. Măcar bine că l-avem descoperit oarecum pe ăla. Deci noi asta trebuie să facem. Deci despre asta e vorba în jocul ăsta. Trebuie să-ți pui damage și nu trebuie să mori. This is I'm talking about. The skill. Da. Trebuie farmat în siguranță. Large bolt. Eu cred că uriașii ăia ne duceau spre finalul jocului, frate. Nu sunteți de acord? Adică, așa poți să termini jocul în 10 ore dacă mergi și farmezi foarte mult damage pe sabie, îți faci viața, te respawnezi, mergi și cu 300 damage pe tine... Mergi și bați boss-ul sau... Nu știu, mă gândesc numai. Bă, ce e aici? Ce e ăla, mă? Ha? Vai ce m-a speriat ăsta, frate. Ce-mi dă aici? Oh, acid, care pot să-l pun iarăși pe sabie. Încă un motiv să ne ducem înapoi. Haideți să mergem totuși, că suntem aproape de statuetă. Asta înseamnă să ne batem din nou cu ăștia, dar ne trebuie upgrade-ul de pe sabie. Ok. Be cool. Mai bine acum decât să mă afund mai mult în level. Mai bine unde mă duc? E bine. Uite aici. Lucrăm asta și ne punem deci, gen, avem weapon damage increase și noi când o să mergem în orașul pe nivelul
ureașilor, atunci o să fie mult mai ușor. Uite, încă o din asta. Da, hai că n-are rost, nu cred că are rost să-i respawnăm iarăși pe aia. Sau ba da, pentru că se pune damage pe sabie. Yes, yes, yes. Știu că e un pic aiurea, dar sincer să fiu că în momentul în care... deci așa mi-am dat seama că pe pădure și aici în, în criptă, aici unde e mormântul ăsta mare, farmezi damage și farmezi iteme. Ați văzut ce iteme bune dau ăștia? Găsești ciuperci, găsești șobolan, găsești de toate. La ăia la alți, de pe harta cealaltă a ureașilor, acolo îți dă foarte mulți bani, îți dă mult tar, dar nu prea îți dă iteme. This is it, guys. Și atunci dacă farmezi suficient, uitați-vă și voi, am bătut pădurea plus ăsta, avem 10 ciuperci pe noi. 10 ciuperci cu care putem să dăm peste 300 viață. Avem glimpsi din astea, avem tot. Deci ăsta e secretul, guys. Da? Deci noi e ca și cum ieri a fost ce a fost, dar astăzi e altceva. Din punctul meu de vedere, adică... Fac 87 damage. Îi ceva, guys. Deci chiar mă bucur că m-ați urmărit până acum, pentru că acum am învățat și eu schema jocului. Deci aia e. Trebuie să ai grijă direcția în care mergi. Nu mai știu exact. Fac. Imunitate la poison. Despre asta e vorba. Și trebuie să te duci pe... Să mergi unde-s monștri ăștia... Bă! Unde-s monștri ăștia mai mici. Și atunci faci tot felul de... Perfect. Da. Uai, ce mă bucur că am descoperit chestia asta. Nu, nu, nu! What? Mă, mai era unul din ăsta, mă? Oricum nu fac probleme, suntem destul de puternici pentru ăștia. 146 damage, altceva. Altceva, guys. Ah, ce mă bucur, ce mă bucur. Hai să-i dăm lui ăsta o sabie. Două. Și goodbye. Ăsta e secretul jocului. Să mergi pregătit. Aici ar trebui să fie doi vampiri de aia mici. Nu? Nu, aici era undeva, nu? Nu? Nu. Ok. Despre ce vorbim? Uai, ce-mi place jocul ăsta, mă. Băi, boss aici. What? Băi, cred că avem un boss. Hă? Avem un boss? What? Ok. Mai sunt și alți monștri pe aici? Thank you.
Cred că dacă cobor scările alea... Mă, măcar am farmat până aici și a fost fain și știm ce urmează. Are you ready, guys? Avem ciupercuțe. Încercăm. Holy shit, man. Wow, 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 wow. Easy, easy, man. Nu, dai, dai, dai. Ai de capul meu. Nu! Nu, 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 nu muri. Nu că nu-s atent. Easy, easy, easy. What? Run, 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 forest! Trebuie să iau ciupercile. Nu așa stă treaba. Deci nu-i bine deloc. Easy. Oh, man. M-am hazardat, m-am hazardat și m-am aruncat prea tare în el. E bine că putem fugi. Mie îmi place treaba asta. Am unde să mă ascund. Aha, ia să vedem dacă merge atacul meu. Bun. Ce bine l-am prins. Easy, easy, man, easy. L-am omorât, mă. L-am omorât, mă, m-am hazardat eu foarte mult la început, dar nu avea rost. Ok. Ok, man. Am reușit, guys, nu vine să cred, am reușit fără să murim. That's nice, man. Deci pe ăsta puteam să-l bat fără să-mi dea nicio lovitură. Acum am mișcările lui în cap. Salutare acolo, drule. De o perioadă încoace nu mai joci Warzone și eu m-am lăsat. Ce să mai joci, mă, la ăla, mă? Uite, băieți, că ne putem reseta viața. Ah, nu mă nebuni. Ioi, ce bucuros sunt, băieți. Can you blame them?
The perversity of living has always been its ever-changing nature. So, then, would you like another sip? Please. Oh, și avem să facem upgrade. Open next. Așa și ăsta. O să vreau să-l fac ăsta, guys. Regain less chance upon defeating. Degeaba, mă, ninja, nu știu dacă mai ești aici pe ce, dar adevărul e când ai 98 damage în plus pe sabie, plus acid de level 2, serios vorbesc. Macovei, pai, deci mă bucur că am reușit împreună să descoperim frumusețea jocului. Wow, 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 wow. Și gen, cine vrea să se apuce de jocul ăsta? Mă, mi se pare mie? Mi se pare mie? Sau ăsta a fost mai puternic? Mă, eu sper ca lumea de pe chat, lumea internetului și toți ăștia să urmărească cum am jucat noi jocul și să-i ajute, frate. Adică... Deci asta e direcția. Din pădure trebuie să vii aici în cimitir. Din cimitir să te duci mai departe și când te-ai dus în capătul hărții, gen unde sunt foarte mulți monștri și din alea, să fii gata crescut. Domnul, să iau asta, ce e aici? Ce bine că m-am întors. Solemn offering, acquired item, mistress of touch. Deci... am avut acid, n-am venit. Cred că pe ușa asta o să mergem prin tot tumbul ăsta și pe aici o să ne întoarcem. Mamă, ce bine arată, 99 damage, ha? Facem 100? Ia să vedem. Mă, uite că tot mi-a dat o travă, mă. Bine, hai să mâncăm o ciupercă. Din asta. Așa, acum nu mai avem probleme. Ok. Examine inscription. The first vision came upon me like a waking dream. Just in a vast chamber, a maiden crown with winter glass. Ok, her hand fell upon my throat and I shivered. Trembling, I returned to present, but the grabs remaining an icy color upon my neck. Linking us forevermore. Ok. Ce trebuie să fac acum? Te sparg gheața? Ce, mă, atât a fost tumbă ăsta? Nu, uite, dincolo este un item, frate. Cum ajungem acolo? A, băieți, trebuie să strigăm una. A, ba nu, o luăm prin dreapta pe aici, lol. Hehehe. Mă gândeam că așa, random, bă, what the fuck, știi? Opa. Be cool, man. Trebuie să am grijă să nu scoată capul. Easy, nu mă grăbesc nicăieri. Nu? Ne grăbim undeva? Sunt un pic mai puternici ăștia aici. Haideți să spargem itemele alea de glimpse, uite astea. Cât ne dă? Ia să vedem. Deci acum avem 22, ne dă 1 mi-o dat ăsta. 1 am 23. Și ăsta 2 mi-o dat, 25. Dar mai avem încă 1, 27 că am primit încă 2. Glimpse of cowardice, ok. Pentru...
10 am primit glimpse. Avem 37 de glimpses. Văd pe cineva cu shield acolo. Wow. Cred că trebuie să am grijă cu ea, nu? Holy shit, man! Mă, băieți, mă! Stați un pic! Bă, despre ce vorbim aici, frate? A, deci pe ăștia numai așa-i bat, din săritură. Ai, nu-mi vine să cred că mi s-o bugui camera iarăși, mă. Holy shit, guys, mi s-o bugui camera. Aaaa, ce nu-mi place. Scuze, mi-a dispărut și sabia. Shit happens, n-am găsit o soluție decât să mă duc la asta să salvez. Și să dau un quit. Aici pe undeva am fost, da. Deci trebuie să salvez la asta. Bun. Trebuie să dau un quit. Se intră iară. S-o bugui și merge camera de la picioare în sus. Și când văd... Și când mă bat cu un soldat sau ceva, pur și simplu nu-l văd. Pa-ra-pa-pam-pam. I'm loving it. Ok, let's go ahead. Anyway, guys, sper că vă bucurați de live-ul ăsta alături de mine, pentru că chiar sunt foarte bucuros. Și din ce am observat, 100 damage pe armă este maximul damage adițional care îl primești. Ați văzut? Peste 100 nu trece, deci 100 e maximul. Ia să vedem un pic aici. M-am băgat în ei mai agresiv, dar nu-i pont. Bă! Bă, cum l-am omorât pe ăla așa, măi? Bă! Dar ăștia să mănânc ciupercă din aia. Oh, poison. Wow! Ok! Mergem mai departe. Deci uite pe ăsta cum putem să-l bate. Mă duc către el. Bă, nici așa nu mergem. Wow. Da, deci nu, pur și simplu animația la caracterul meu n-o mers. Deci mă, trebuie să mă fac piatră, se bage cu shield-ul în mine, mă. Bă, băieți, mă, strategii noi aici. Aoleu, că-s trei aici, frate. Bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, mă. Bă, 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 băieți, bă, băieți. Bă, sunteți trei, mă. Și vin toți trei? Trebuie să fiu foarte precaut.
Vai, ce cuțit mi-a dat ăla. Ah. Ai grijă numai să nu cazi jape acolo jos, că te mâncă ăștia. Unde e ăla cu cuțite? Mai era unul cu cuțite, unde-i? Nu ești aici? O să pun totuși să mănânc un șobolan, nu? Ce ziceți de asta? Așa, random, pe ăsta putem să-l cumpărăm din magazin. Și stocurile sunt nelimitate, cu 1000 glimps, easy. Așa că îi mai dau unul. Mă, ce iteme bune dau ăștia, mă, aici, mă. Cât sunteți aici? 1 2 Nu! Nu, 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 lăsa! Bă, nu-mi vine să cred, mă. Deci nu-mi vine să cred că... Vedeți că jocul ăsta, deci dacă vreți să-l jucați... Are la animația de dodge, când vrei să te ferești, la un moment dat se blochează. Uite, iară s-a dus camera, mă. Sau nu? Nu. Hai, mă. Hai de cap. Aproape am... What? Interesant ăsta cu scutul lui că... Mi-a luat ceva din viața asta, mă. Încă nu i-am învățat Radiant Winterglass. Hei, trebuie să duc Radiant Winterglass-ul ăsta înapoi la statueta aia. Cred că am ajuns în capă de hartă. Wow, 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 super nice. Ok. Yeah, man, ce quest. Ba nu. Ba nu. Trebuie să mergem mai departe, de să mănc un șobolan. Oh, man, nu vine să cred ce mă prind jocul ăsta. Adică, serios că m-a prins. Oh! O murit ăla că a rămas fără cap și trebuie să aștept să treacă fumul ăla. Este un fum acolo. Gata, au trecut. Că am văzut și aruncă capul, moare și lasă un poison în urma lui. Mm. Bine, mă, da. Păi și cum îl bat, mă, pe ăsta în locul ăsta mic așa? Ce tare! Am dat o lovitură și m-am făcut băgat în piatră, frate, și l-am omorât prea tare. Bun, 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 bun. Next. Atenție să nu cazi acolo că... Hmm. Ok.
Mare grijă, nu prea am încredere în gheața asta de aici, nu? N-am vrut să las să-și dea poison, nu? N-am văzut că scoate capul. De ce ăștia? Easy. Ăștia după ce scot capul... După ce își scot capul ăia, ăia dau niște poison-uri pe acolo, nu... Glimpse of affection. Ok, dă să mai folosim niște glimpse din astea. Bam. Am primit unul, am 40. Bum, am primit două, am 42. Și affection, am primit 4, 46. Ok, nice. Mai am iteme care să le folosesc? Huh? Use this item to... The scripture is crumpled, as if once discarded. Nu știu, o să încerc un pic mai târziu. Use this item to reveal a barely legible prayer dotted with stains. Astea o să le dau lângă statuete, frate, că poate îmi spawnează un monstru din ăla, mă omoară. Hai să mai băgăm un șobolan. Că mi-am luat ceva hituri aici și nu-i pont. Nice, nice, nice. Bum, salut. Ai murit, ai... Bun. Trebuie să am grijă scările astea, nu știu unde ar duce, dar... vreau să încerc să dau un parry. Ce zici, reușim? Ia să vedem. N-am reușit, ok. Next. Nu, what? Nu știu ce atacuri are ăsta, mă. Nu, 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 nu! Nu, te rog eu, nu muri. Am pierdut 100 damage la un singur... Deci nu-mi vine să cred, am pierdut 100 damage din prostie. What? Deci fiți mai atenți data viitoare, ok? Am pierdut 100 damage, dar e bine că am pierdut numai damage-ul, da. Mă, nu-i pont. Ai, nu-mi vine să cred că am vrut să dau un parry și mi-am pierdut damage-ul. What the fuck, man? Holy shit, man. Holy shit. Deci, dintr-o prostie, am pierdut 100 de puncte damage. Dintr-o prostie. Și tot ce am făcut eu până aici s-a dus în zadar. Asta este, mergem mai departe. Măcar știu că 100 de puncte sunt maxime. Și o să fiu puțin mai precaut. O să am probleme la aia cu shield-ul. Că nu-i mai omor așa rapid. Și mai am doar o singură viață. Oare când mai dau de o statuetă din aia? E foarte important pentru mine. Dacă nu sunt stare să mă întorc... Sunt stare să mă întorc înapoi, deci nu există. O să stau acum pe ciupercile astea. Vreau să văd cum omor unul din ăsta acum, deși fără damage-ul adițional e greu, frate. Deci dau 3 hituri în plus din cauza la damage-ul ăla. Mamă, deci sper din tot sufletul să dau...
Deci nu, pur și simplu nu mai pot aventura așa. Stați să văd unde mă duc numai să... Ok, ok, ok. Uai, mi s-a bugit iarăși camera, mă, și sabia, mă, nu se poate. Vedeți cum a dispărut... Și uite, numai așa mai văd acum camera. What the fuck, man? Ior. Hai să vedem unde ne duce scurtătura. Sper să mă ducă la statuetă înapoi. Deși nu cred. Dar... Na. Ah, și-a revenit camera, cred că. Ba nu, nu și-a revenit. What? Fai de capul meu, băieți. Oricum am pierdut damage-ul. O să mă opresc aici un pic. Am doi din ăștia. Am unul din ăla. Nu, trebuie să mă duc la statuetă. E destul de enervant, dar trebuie să mă duc la statuetă, n-am de ales. Trebuie să mă duc la ultima statuetă să salvez, să ies. Nu știu dacă mă dă exact în același loc dacă ies din joc, dar am doar o viață. Camera s-a buguit, adică numai de la picioare mai văd. Și nu pot să joc cum trebuie. Și mă și îngrijorează că am pierdut damage-ul ăla, dar nu mă îngrijorează că știu că damage-ul maxim e de 100. Deci, no problem. Pe aici ar trebui să fie statueta undeva. Nu? Mai sus. Avem ceva de mers. Dar, asta e, guys. Mai dăm un speedrun înapoi. Deci nu, uite, nu pot să joc așa. Știți ce zic? Deci nu pot. Deci dacă vine un monstru ceva și trebuie să mă feresc de el, nu pot. Din cauza camerei. Fiți atenți aici. Am o idee. Dacă tot am reușit să luăm Winter Glass-ul ăla... Dacă tot am reușit să luăm Winter Glass-ul ăla, hopa, că avem de upgrade. 4000. Perfect, man. That's great, man. A recollection of death. My vision blurred and went. My limbs grew heavy as cold crept in. I stumbled and fell, claws searching for the seams between steel and flesh. Okay. Okay, și mai avem încă o din asta și facem caracterul ăsta maxim, a trebuie să ies din joc. Shit, man. Dar știu că statueta aia zicea cea de Winter Glass și noi chiar am ridicat itemul ăla de pe jos. Ori îl oferim lui, ori I don't know. Dar îmi place zona în care suntem, adică nu sunt monștri chiar atât de dificil cum erau uriașii ăia, frate. Uriașii erau, nu erau așa deși, erau mai puțini, dar îți dădeau de te crăpau ăia.
Bun, și acum o să facem stânga, dăm Winter Glass-ul ăsta. Opa, 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 stai că e aici asta. Ia. Uite, zicea Crowned with Winter Glass. Ah, deci nu trebuie să-l dăm lui. Ok. Bun. Atunci următorul lucru care o să-l fac, mă duc aici lângă statueta. Și vreau să activez alea. Chestiile astea. Three more times. Tantral Remnant of Cernan. Next parry. Refunds resolve on success. Ah, ok. Deci este tot felul de... Bun. Ăsta. Orice folosesc. Nu? Next parry. Poison enemy on success. Ah, ok, deci astea însă... Resolve on succes. Ah, am folosit două de același fel. Ok, nice. Dacă folosesc Remnant, next parry lights enemy on fire on success. Astea sunt bune pentru boss, frate. Nu le mai folosesc, sunt bune pentru boss and that's all. Ok, deci când o să ne batem cu boss și știm ceva, mă duc să-l mai bat pe ăsta încă o dată. Mai iau de pe el un additional... nu. Stai un pic. Că n-am activat statueta. Deci nu vine să cred că am vrut să dau un parry. Știi? Deci aici pur și simplu... Deci nu, deci pur și simplu... Nu, deci pur și simplu este un moment în care se băguiește dodge-ul, frate. Când vrei să te ferești, nu te poți feri, gen. Hai că mai dau la asta odată. Hai să fim un pic mai atenți, ok? Ce ziceți de asta? Dar dacă vrei să-ți dai dodge, nu poți, așa că mai bine aștepți monstru să vină până în poziția în care... Să-l omori, sigur. Da, uite, pac. Ăla scoate capul acum, ha? Da. Ok, îmi dă ceva poison, dar nu-mi dă... Fantastic. Eu te urmăresc cu drag de la muncă, frate. Serviciu ușor să ai. Acolo am mai găsit niște glimps. E bine că avem 23. Sincer să fiu, nu mă simt la fel de confortabil ca și cum aș avea 100 damage adițional, dar... Ok. Fantastic. Fantastic, guys. Ideea e că nu. Deci nu e normal ăsta, mă. Să știți că nu dau mult damage ăștia monștrii de aici, numai că dacă nu ești atent te-au fript. Asta e singura chestie. Nu dau damage, dar te-au free băieții dacă e.
Mamă, cum a aruncat ăla, frate, cuțitul. Come on, hai băieți, hai. Hai. Senzațional, mă. Senzațional ce damage-uri încasez, băieți. Ce greu e fără damage. N-aveam, nu mai aveam... nu mai aveam cum să-i dau hit-uri. Aoleu, trebuie să mă întorc înapoi. Sincer să fiu, aș ieși în pădure din nou ca să-mi fac damage-ul ăla de 70 plus, dar... Ai, ce ciudă mii, mă, cât timp pierdem. Să-mi iau damage-ul din pădure din nou, dar... Asta înseamnă să mă întorc foarte mult drum. Da, aici. Ăștia sunt codați, sau tare Matei Bog. Nu-s codați, sunt foarte ciudați. Asta este măcar un 30 damage în plus, am abia 8. What the hell? Și am murit dintr-o neatenție că m-am încrezut în propriile forțe și gen nu avea nicio treabă. Dar e ok. Uitați-vă și voi că mai îmi dă damage câteodată, știi cum zic? L-a dat poison acolo. Am pierdut 100 de damage, Sobi, dintr-o prostie. Deci așa e jocul ăsta, nu te iartă. Nu te iartă jocul ăsta. Măcar un 20-30 damage în plus să strâng. Că acum ar trebui să mă duc înapoi în pădurea aia de unde am început. Deci asta e ideea jocului în sine. Să nu pierzi damage-ul ăla care l-ai făcut, știi? Ăsta nu știu cum atacă. Ah, ok. Deci trebuie să mă fac de piatră în momentul în care se bagă cu shield-ul în mine, dar trebuie să și nimeresc shield-ul. Am o idee, fiți atenți cum mergem pe ăla. Exact asta am vrut să zic. E bine. Uai. Mă, dar e extrem de ciudat că... Uai, cât pe ce se dea la poeză, nu? Degeaba, mă, când nu ai damage-ul ăla adițional, îi... Ce, mă? Ok. Tot ce trebuie să înțeleg e că nu mai am același damage dinainte și trebuie să joc un pic mai precaut. Deci asta e toată chestia. Mă, ți-am dat... I-am dat o sabie, frate, cum nu l-am omorât? Nu-i nimica, ne dăm aici asta de imunitate. Am mai luat un glimpse. Și să sperăm că ăsta dă cu shield-ul noi. Acum o da cu shield, ok. Uite,
Deci animația asta când ești pe jos e super aiurea. E super aiurea când apuc să mă ridic. Deci este un moment în care nu vrea să ți se ridice caracterul, adică gen el ia meții și se simte cum se simte, dar parcă nu vrea să se ridice. Știi? Cum zic? Eu să mai băg un șobolan aici. De aici începe greu. Destul de mult, dar cred că o să fie ok când ajungem la un 20 damage. Deci chestia e că acum n-am vrut să-i mai dau lui ăsta o sabie, că dacă îi dădeam lui încă o sabie, scotea capul și mă omora. Deci trebuie să am grijă și la ăștia cum le dau hiturile. Da, crede și pe ea, e făcut de o companie de 30 de persoane pentru că ce-au reușit. Da, e super ok. Vezi că studiourile polonezilor au început să rupă, fraților. Deci sunt genial oamenii. Hai să vedem un pic dacă dă ăsta cu shield-ul. Deci dacă mă duc tare în el, se pregătește să dea cu shield-ul. Și atunci pot să-i sparg shield-ul dacă mă fac piatră. Sobi, o să-ți arăt și unde am pierdut damage-ul. Unde am vrut eu să fiu șmecher și am mai pierdut o jumătate de oră. Bă. Easy, man. Hai mai în sus un pic să nu-l deranjăm pe ăla. Ai. Bun. E ok, așteptăm să treacă poison-ul ăla. Am zis că aștept să treacă poison-ul și n-am așteptat. Bun. Deci pe ăsta l-am bătut cu succes, dar o să urmeze. Sincer, mă așteptam să atace ăsta mai. Mamă, și pe ăsta l-am omorât din două săbi, frate. Și acum trebuie să dau 7. Asta e. Ui. Ați văzut și boss-ul ăla costă damage ce repede l-am bătut. Asta mă îngrijorează acum că dacă ajung la un alt boss. Uite, nu aici, a? Uite aici, sabia, am pierdut aia. Oh, nu aici. La următorul. Uite ăla de jos, sabia. Ăla mi-a luat toate 100 puncte, că eu am vrut să dau parry. Eu eram șmecher. Mamă, ce bine, m-am făcut piatră, bă, dar ce atacuri ciudate are ăsta. Hai că deja la plus 20 damage, deja un pic mai atent, altfel arată. Deci avem intrarea aia și avem scările astea. Pe unde să o iau, frate? Cările astea mă duc undeva, nu? Teoretic. Deci să nu... Atâta să nu-mi zici că mă duc la... Nu! Mamă. Să nu-mi zică că mă duce la statueta aia și puteam să vin pe o scurtătură că...
Dar nu există, Florine, nivele în jocul ăsta. Asta există un nivel, hardcore și atât. Nu există easy, nu există medium. Încerc să-mi dau seama în cine dă ăla, frate. Bun, e bine, e bine că pe fantomele astea avem două hituri, dar nu înțeleg. Mă, să mă duc oare jos acolo în față, mă? Mă duc jos, nu vin pe scările astea. Cam impresia așa că a apărut un alt monstru. Sau ce să fac, mă? Tot acolo mă duce oare? Grea decizie. Da, nu. It is what it is, nu? Trebuie să mă mai bat cu soldați. Dintr-un simplu motiv. Trebuie să fac level. Uite-mă că o dat cu shield-ul și... Bun. Ok. Vrr. De ce așa liniște aici? Acolo este un monstru. Îl luăm din spate pe ăsta? Aoleu, cum m-o prins, mă? Ai, ce rău îmi pare că m-o prins aici. Nici o problemă, băgăm un șobolan. What? Am făcut un cerc. Și acum mă întoarce înapoi. Nu, trebuie să urcăm pe scările aia, să facem stânga. Sigur nu mai era aici ceva, mă. Măcar dă-mi un item, mă. Nah. Mi-au sucit mințile puțin. Dar e ok. Mergem mai sus. Iarăși n-o mers cercul. Iarăși n-o mers cercul. Cum am vrut eu. Nu pot să dau spoilere. Nu da, nu da, nu da, te rog să nu dai. Trebuie să-i sparg shield-ul ăsta, atâta. Boom! Edrim, Spectral Token. Nu știu ce am. Mortal Token, while hard recover to health. Ok, ce-ar fi să băgăm un token din ăsta? Avem 4. Da, și când ne facem piatră, zbum, primim viață. E ok.
Ok, am primit viață înapoi, nu? Deci trebuie să mă bag în el să-l provoc. Bun. That's nice. Next parry poison enemy on success. Ok, chestia asta o să fie la un boss ceva eventual. Mă, nu vă supărați, mă. Jocul ăsta are un final. A, și am ajuns sus, mă. Ok. Am ajuns unde-i statueta. De v-am zis eu că e ușa aia. Uite-o. Ok. Nice. Și am terminat cu zona asta. Aici am bătut boss-ul. Hă? Mă băi. Noi pe aici am venit. Și la limită l-am atins. Deci dacă reușim să ieșim de aici bine, o să fiu bucuros. Înseamnă că am terminat un nivel din jocul ăsta, nu? Pe unde să iau, frate? Acum, ce-ar fi să-mi dai calea cea mai scurtă, știi cum zic? Bă, da, ce tupeu ai, ia să mă duc eu în spatele tău, mă. Băiatul cu cuțite. Ia stai așa un pic. Aici trebuie să mai am un... Ați văzut cum a vrut să dea cu poison, nebunul? De asta e la cu cuțitele? Bă! Oh, easy, 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 easy. Bă, 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 calmați-vă, mă, băieți, mă. Urât fac ăștia, mă, omule, mă! Hopa! Oh! Mă, scurtătura asta unde duce aici? Ceva grav? Pick up petrified winter glass. Ah.
The first martyr gave neither blood nor body. Okay. No, he gave up so much more to preserve our faith. He gave his living memory, all that he knew, all that he glimpsed, sealed with eyes. Okay, as he thought, as he does. Open your mouth and harden your heart. Receive his gift. Remember what came before. What the fuck, man? Pe aici mă poduce unde, o? Nu prea știu ce face itemul ăla. Mă, băieți, eu zic că ne-am descurcat bine aici. Deci mă bucur tare mult că am venit din de pe tărâmul uriașilor și am farmat aici. Deci cred că ăsta a fost dungeon-ul. The fuck? Oh, am ajuns la final. Dar fiți atenți aici. Deci ce ne dă asta? Boost the healing effects of empowered ripostes. Ripostes. Deci când dăm pac, ne dă viață blană înapoi. Ok, minunat. Bun, 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 bun. O să-i dau lua asta aici înapoi. Și mă duc până în spate. Să-i dau acolo, să-i dau prey, să mă... Cred că mă bagă cu un boss de aici. Sunt tare curios. Aici, uite. Dacă recitez, mă dă nu știu unde. Spider-Man. Și cred că așa pot să-l bat pe ăsta. Adică trebuie să bat boss-ul, cum ar veni. Mamă, nu-mi zic că am pierdut tot. Nu, again. Mergem? Cum e? Ce vreme o să fie oare? Au... Stai că trebuie să mă bat cu Hader. Bă, Hader. E bine. Ah, ok. Bă, dar... Mă, nu merge animația, frate. Mă bat cu mine, frate? Cum ar veni?
Bă, nu merge, mă. Să dau peri. Wow. Wow, ce mi-a făcut ăsta. Wow. Ok. Come on, Japi. Come on, man. You are the man. Am făcut, m-am reușit? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Atât? Ah! Ec. Ah! Wow, 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 wow. What? Am o armă nouă, în caz că nu ați observat. Oare asta dă damage mai mare? Ia să vedem un pic. Use this item to reveal unlimited use. Ah, și-mi dă sabia. Și uite că am maxim pe arma. Ok, hello sword. Plus 2. Și acum dacă vreau să mai iau sabia aia altă? Ah, nu mai pot, gata. Ok, atunci o să o luăm pe asta, nu? Ok, hopa. Apply weapon enhancement. Ok. The hilt feels colder towards the center of... Ok, de să băgăm. A, deci pentru asta am luat noi Petrified Winter Glass. Yeah, 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 yeah. Gain enough resolve from attacking enemies to activate a powerful weapon ability. L1, R1 weapon ability with enough resolve. Petrified Winter Glass. Ok! No, ia! Stai că o să mă duc afară și o să-i dau imediat. Zboom! This blade. L2, R2, weapon ability with enough resolve. Se pune jos și dă în jurul meu cu... Victor, hai de duc, știu că m-ai întrebat de mult timp, dar zic că mai pot. Adică jocul ăsta m-a captat. Pe viață. Deci R1, L1, R2, R2. Ok. No, bun. Dăm niște viață. Oi, 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 guys. Și când o să mergem să farmăm pe tărâmul uriașilor, câți bani o să avem și din alea să facem itemele astea blană. Perfect. Perfect. Abandoned Chamber. Yeah! Este primul capitol din jocul ăsta după 20 de ore în care am reușit să-l fac. Singur, fără probleme. Asta că aveam 100 damage pe armă, da. Boom, am ieșit. Ăștia? Nu mai e niciunul pe aici, hă? Huh?
I don't know, nu știu ce facem acum, dar mergem înapoi la... Bă, brasca, mă. Cum o sărit? Mergem înapoi la castel, la... și de acolo o să pornim iarăși în cealaltă direcție, o să trebuiască să mergem să ne ba... Ce e aici, mă? Să ne batem cu ea de foc. Bă, ce e aici, mă? Altul, mă. Ce-a fost asta, mă? Ai de viața mea cum dă ăsta. Bine că am ratat. Bine, mă, stai un pic. Bă, voi sunteți nebuni, mă, băieți, mă, ce-am reușit să facem aici. Aoleu, man! Man! Cum dă sabia asta, frate? Unknown shell. Ce faci, rală? Aoleu, frate. Am crezut că în jocul ăsta. Da, mă, băieți, mă. Deci pot să zic că am început rău. Wow! Câtă stamina are ăsta. Ok. Câtă stamina are ăsta, mă? E clar, trebuie să-l facem și pe zombilă ăsta, blană. Care cântă la chitară aici? Dar ce viață puțin are ăsta? Două bucăți și ești mâncat. Și nu mai am damage pe armă. Frumos lucrat. Dar să vedem ce știe frate asta. Oh, man. Ce m-au apucat să-mi dea hit ăla, mă? Aaaa, mă, ce dita mai sabia, frate. Numai să nu mor.
Că în rest e ok. Hai să vedem, reușim pericul ăsta? Yeah. Nu! What the fuck? Și am murit. E bine. Nu mă mai joc. Nu mă mai joc. Nu-i bine unde mergem. Mamă, zici că cu undița dau în ei. Hai mă, nu ne iasă un periment. I like it a lot. Deci în direcția aia, ia stați așa un pic. În direcția aia pe dreapta mergem pe foc. Și acolo e un alt dungeon din ăsta, periculos rău de tot. Așa că să ne aducem un pic aminte de zona asta, că pe aici trebuie să mergem. Da, unde-s copacii și pe aici trebuie să găsim. Să mergem către dungeonul ăla, dar deocamdată nu suntem pregătiți. Și o să mă duc cu cavalerul, adică ăsta are stamină foarte... Ar trebui să-i facem upgrade-ul ăsta, mă. Bun, de mi-a dispărut glimpse-ul. Aveam glimpse-s o grămadă, frate. A, poate pe caracterul ăsta nu am. Așa e? Stați așa un pic. Uai, ce tare e ăsta, mă. Și ce repede își face stamina azi, boom. Ok, și dacă mă bag în ăsta... Nu, în scolar unde e cavalerul meu. Ăsta. Deci sper să-mi dea glimpses înapoi. A, da, am 30. Ăsta e caracterul care vreau să-l fac blană. Yes. Yes, man. Boom. Cât ne trebuie? 3000, avem 2680, a? Ce ziceți? Ok. Și dacă îmi schimb sabia, de aici iau sabia aia, de aici iau ăsta, de aici iau ăla. Na bun, ia să vedem un pic dacă vreau să iau sabia. Și vreau să vedem dacă putem să-i dăm upgrade. Sabia aia mai mare ca tine, da, e mare, dar nu prea îmi place că nu prea ai agilitate pe ea. E bună, dar nu ai agilitate. Tot sabia asta mi se pare una dintre cele mai bune. Balis bazooka. Molten Spike. Mamă, ce mi-ar place să prind un Molten Spike. Asta e altfel, frate. Bam, 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 pac, piatră. Bam. Înțelegi cum zic? Dar e bine că am găsit sabia asta mare. O să avem și celelalte. Nu pot să fac upgrade-ul ăsta. Trebuie să-i dăm ceva. Nu mai știu exact. Care era povestea lui ăsta, sincer? I'm afraid. Ok, 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 ok. I'm afraid I have little to offer you. Mamă, că mi s-a resetat damage-ul pe sabie, că am schimbat sabia, frate. Băieți, acolo pe ce, cu ce sabie credeți că ar trebui să mergem mai departe? Aici este momentul să alegem. Cu aia mare sau cu asta mai mică? Uai, cât e de tras în jocul ăsta. Deci imaginați-vă un pic că pentru... Mamă. Deci pentru... Pentru zona aia altă în care mergem și cu foc... Avem nevoie de multă agilitate să ne mișcăm repede. Agilitatea are ninjalul ăla, dar are puțină viață. Deci, o să, eu cred că cu cavalerul ăsta o să terminăm jocul. Adică ai viață. Stamina ți-o mai faci dacă te faci piatră. Dar viața pe celălalt caracter nu mai e înapoi. Dacă te faci piatră. Cred că rămân pe stamina. Anyway... Adevărul e că astăzi am început foarte prost sesiunea de live, dar am continuat-o extrem de bine.
cel puțin din punctul meu de vedere, așa arată lucrurile. Mamă, ce webcam urât am avut toată sesiunea de live, dar e în regulă. Ziceți-mi, cei care sunteți pe chat activi, dacă sunteți, cum vi se pare jocul ăsta în momentul de față? Mie mi se pare genial, adică eu pur și simplu m-am îndrăgostit de el. Am prins mecanica lui, am prins cum se joacă. Acum respawnăm toți soldații din pădurea asta, mergem și batem iarăși toată pădurea asta, după care va trebui să mergem pe calea focului, așa zic eu, unde trebuie să găsim o armă. Avem glimpse, o să ducem caracterul ăsta la maxim. Să nu uităm că avem și vasalul. Unknown Shell-ul ăsta o să-l iau acum. Mergem să-i aflăm numele, fiți atenți aici. Man is a more than a sleeve. Mergem și aflăm numele. You wear a familiar face. Yeah. Okay. Just come closer. It's a simple pleasure to glimpse my beloved. Even if he's truly gone. E fain jocul, eu zic că merită jucat, mai ales de cei care au jucat Dark Souls sau cum se numește jocul ăla, cred că Demon Souls. Ce ar fi să ne uităm noi pe magazinul JRC? Îi dăm sip. Hai să vedem ce nume are ăsta. Îi dăm sic la nume și după aia vedem, Ștefani, știi ce joc mai are. Ia să vedem. Sic must discover the shell's name to awaken its power. Please. The Acolyte. Who glimpse it behold no monster other than an utter lack of meaning. The visage of a razor thin line between existence and non-existence, and nothing in between. Am înțeles. Da, ok. Bun, hai să vedem caracterul ăsta ce are. Till gains a chance to lose stamina instead of health on taking damage. Deci, când el ia damage, nu-i dă în viață, îi dă în stamina, ok? Striking a poison enemy increase the chance steals other passive will trigger. Nice, băi. Bă, ăsta e, băi, cineva, frate. Regain less chance upon defending, asta am mai văzut-o. Harden air, asta o știu. Put your enemies off balance with a powerful kick, asta o știu. Taking poison damage... He'll steal for a portion of the damage which would have been dealt. Deci gândiți-vă un pic că eu cu caracterul ăsta trebuia să mă bat în dungeonul ăsta, pentru că monștrii din dungeonul respectiv aveau poison-ul. Eu dacă luam poison, primeam poison damage heals. Îmi dădea viață. Aveam lifesteal pe poison-ul primit. Easy, frate. Bun, dar uitați ce ușor e upgrade-ul pe caracterul ăsta. Câte 500 de tar și 2-8 glimpsy. Eu cred că am farmat pe cavalerul ăsta ce l-am acum, pe celălalt, foarte mult. Și ăsta e un cavaler avansat, frate. De asta am... Deci ăsta e foarte avansat ăsta. Anyway, o să mergem mai departe cu ăsta. Eu cred că cu ăsta terminăm jocul. Salvăm aici pe tipă. Deci ne mai trebuie încă 3000 de 3000 tar și 20 glimpses care deja le am. Bine. Care deja le am și o să avem full caracterul ăsta. Mergem, facem 100 damage pe el. Ne luăm toate buff-urile posibile care le avem pe noi. Și încercăm să mergem în zona aia de foc. Solar ăsta ce are pe el? Stați așa un pic.
Vreau să analizez un pic ce are ăsta pe înainte de a pleca. Da. Ok. Deci, ăsta are așa, when holding a sacred gland, Solomon gains one, așa, gains one maximum reserve segment. Ok, Solomon has a chance to heal on using a weapon ability to slay an enemy. Ok, killing an enemy with an empowered post, chance to resolve, resolve. Wow! Ok, deci dacă îl omori pe... Killing an enemy with an empowered... Rala bate cui acolo în bucătărie, ok? Empower Repost has chance to restore all resolve. Nice. Solomon gains a small amount of resolve when being struck while... Așa. Asta știu deja. Asta știu deja. Put your enemies. O știu. When talking to an NPC, Solomon gains a segment of resolve. Ok? Asta e un fel de mag. Din ce văd eu că... Cred că el are mai mult resolve din ăla. Becomes familiar with an item more quickly and gains a glimpse on regarding lore for the first time. Ok. Deci ăsta, da, vedeți? Deci ăsta are și viață, are și stamina, dar are și resolve din ăsta. Deci ăsta e unul dintre cei mai echilibrați cavaleri dintre toți. Vedeți? Deci are, are multă mana, cum ar veni, are viață și are stamina. Deci ăsta e cel mai echilibrat dintre toți. Cu ăsta putem da 1, 2, 3. O stați așa. Deci 1, 2, 3, 4 și ne și te și retragi odată. Scurt. Foarte bun ăsta. Parcă aș face upgrade și pe ăsta. Deci haideți să calculăm un pic cât ne trebuie pe ăsta. Dar oricum cavalerul nostru cred că ăla e cel mai tare. Pentru că are multă viață. Deci pe ăsta ne trebuie așa. 15, 2, 20, 8, 25. Astea de jos nu sunt obligatorii. Nu prea le folosesc. 2, 8, 6, 15. Ăsta e cel mai grav. Dar tot pe cavaler mă duc. Chiar dacă ăsta are resolve, cavalerul, uitați-vă și voi viața aia, jumate de ecran, are 3 segmente de resolve. Pentru majoritatea avem nevoie de 2. Deci eu sunt ok. Sabia asta dă bine. O să luăm blade-ul ăsta cu noi. Și mai departe o să-i dăm. Pentru că ăsta când dai R1, R2 sau L1, L2, ați văzut ce face, frate. Adică la un boss fight trebuie să fii periculos. Ok, guys, cam atât pe ziua de azi. Rămâne să ne auzim cel mai probabil mâine. Însă mâine seară vom avea în programul nostru Warzone. Ne jucăm Warzone cu lumea de pe cer și cu Beldi. So guys, it is what it is. Aveți mare grijă de voi. Sâmbătă minunată alături de cei dragi. Și ne auzim mâine seară. V-am pupat. Cius. Bom, bom, bom.